de simulare folosită în universități din vestul Europei, din Statele Unite. Mai am trei, doamna doctor, dar i-am dat la maternală. Că n-a avut mama grijă de ei, că nu puteam. Că știți, doamna doctor, eu am fost artistă la Paris. Eu am cântat pe tramvau, pe tren, pe metrou. Am zis să am și eu o meserie de asta, de oraș. Știi? No, rien, du rien. No, je ne regret rien. Bă, cântașele cântau pe autobuz. Eu eram o lady pe metrou. Și am cântat atunci orice am ajuns. Am mai fost odată la un medic, la unul de ăsta, doctor stomacolog, de ăsta de stomace, unul, dă nu-ți ghionea! Ia spune, ce vârstă are sarcina asta? 40 de ani! Dar nu mă dau, doamn doctor, pe una de 20. Ce vârstă are sarcina, nu dumneavoastră? Eu de unde să știu, doamna doctor, mă tare să zic. Eu mai știu când am... la doctor. Doctor, la noi, la țară, la Segargea. Că bine m-ați întrebat, doamna doctor. Pe care din ăștia care mai termină facultatea astăzi mai vor să se facă ei doctor la țară? Că toată lumea vrea aici și ala, la cal, la oraș, la județea, la Gibecu. Este afebrilă, are infirmași traumatice, minore, e puțin progresată de ziua de anii interne, este echilibrată hemodinamic, are ifter scleral, ăsta este primul bilanț. Și cu virusul de dor. Are și, da, are și antigen HIV pozitiv, are în antecedente niște interne la noastră, la specialitatea noastră, nu am acces la alte informații. Acum este gravidă. Dacă află că nu i-am zis, sunați la 0723-888-773. Vă rog eu din suflet. Ai, domnșoară, toată lumea stă pe telefoane, nici eu nu sună la bărbatul meu. Sunați aici, la 0723. Dacă ați face sincer să fiu. Dar numai după ce diabetul lasă niște recomandări clare și după misiunea cel puțin o să vadă în mai greu clar. Avem o pacientă cu dureri abdominale și este și disponibilă. Parcă ați cum am de doar. Necunătoare și tot. De fapt, o zile, hai să ne-am terminat în urmă. În așa de însune, dăm și mie. E foarte sete. Pus oximetru, nu-i da apă, și suntem cu o oră să pune pe buze. De cât timp se gerează vagina? Se gerează vagina de 2 zile și acum e chiar, n-are culețe, de ieri a început menstruația. Am putea să-i facem o rectosigmoidoscopie, care e rapidă, complicații minore, sunt de ce acolo. Suntem la mea, o plinită. Măsură ce trece timpul dacă am repetat. Pentru că pe măsură ce se reechilibrează, am putea să-i... Da, am repetat pe lapte. Pe măsură ce se reechilibrează, după ce se reechilibrează, putem să-i facem endoscopie. Probabil să fie un mealălic, oare de ziune mealălic, dar să verificăm. Vrei și îndoscopie de ziune superioară, ce am echilibrat-o și am făcut. Nu, nu, nu. Aici decizia e că nu merge să ajungi. Ba, da, am vedat cineva, nu, eu vorbesc cu un profesor acum. Deci, profesor, să știți că eu... Felicitări, actrițele, actorii amatorii.